Bună ziua și bine v-am regăsit la miezul problemei la Național TV. Sunt Denis Ciulinaru. Astăzi ultima dezbatere electorală din această campanie electorală pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Suntem practic în ultima zi de campanie și avem invitați astăzi reprezentanții ai partidelor. Și pentru că traficul din București este așa cum îl cunoaștem, în câteva minute vom fi în formulă completă. Deocamdată, alături de mine, în platou, se află domnul Cătălin Rădulescu, deputat, reprezentant PSD. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bucureștiul ne surprinde cu vremea asta, da, la această oră. În câteva minute, alături de noi, va veni și reprezentantul PNL, domnul Ciprian Ciucu. Domnule Rădulescu, suntem la capătul unei campanii electorale, sunt convins, cu tensiune, cu pregătiri, cu de toate, pentru toate partidele angajate în această competiție pentru alegerile europarlamentare. Sunt foarte mulți care spun, mă refer la oamenii obișnuiți, a, domnule, alegerile europarlamentare sunt importante pentru a fi corect reprezentați acolo, în Uniunea Europeană, nu? Noi suntem destul de relaxați pentru ziua de duminică, nu avem niciun fel de probleme, de niciun fel. Știm exact ce am făcut în campania asta, cum ne-am întâlnit în toate felurile, și public, și mediatic, și dor-to-dor cu cei care trebuie să voteze. Pe de altă parte, sigur că eu cred că oamenii care sunt conștienți de viitorul pe care îl vor să-l aibă de acum încolo, și mă refer la lupta care trebuie să acolo la Bruxelles, vor merge la vot. Pentru că de data asta trebuie să aleagă oameni care să nu ne mai facă de râs, să nu mai accepte dublu standard în comunitatea europeană și să se bată pentru dreptul românilor și de suveranitate și de drepturi egale, de modul cum trebuie să comporte fiecare țară cu românii noștri în străinătate. Deci mă refer la drepturile și libertățile oamenilor, la dublu standard și așa mai departe. Și atunci eu cred că cei care sunt conștienți au conștientizat faptul că de data asta alegerile astea europarlamentare sunt importante. Au o mare miză. Alături de noi a venit și domnul Ciprian Ciucu, reprezentant PNL, consilier general al municipiului București. Bună ziua, bine ați venit la miezul programului. Traficul din capitală, combinat cu o ploaie zdravănă de vară, să-i spunem. Găleata. Da. Bine ați venit. Îl întrebam pe domnul Rădulescu, fiind la capătul unei campanii electorale, astăzi este ultima zi, cum percepeți lucrurile? Tensionate, relaxate? N-a fost cea mai netensionată campanie electorală, pentru că vine după mai mulți ani de atac asupra statului de drept, asupra justiției, după foarte mulți ani de corupție sistemică și stat capturat, și nervii sunt cam întinși la maxim de ambele părți. PSD-ul este nefericit că membrii săi, care au fost prinși cu mâța în sac, au fost cumva nevoiți să dea socoteală pentru faptele lor și s-au repliat. Ceilalți cetățeni sunt nemulțumiți pentru contraofensiva pe care PSD-ul a organizat-o de 2 ani și jumătate permanent împotriva instituțiilor care ar trebui ca să împartă dreptatea în țara aceasta. Și cam acesta este climatul. S-a vorbit puțin despre teme europene, din păcate, și s-a vorbit foarte mult. Să știți că aici, la miezul problemei, ne-am străduit. Știu, am mai fost și eu. Da. Chiar apreciez foarte mult modul în care profesionist ați pus și foarte echilibrat. Am vorbit și despre Schengen și despre zona euro și despre toate temele importante europene. Ați atacat temele esențiale, dar mai degrabă sunteți o excepție, din păcate. Am fost la o dezbatere de curând și am vorbit despre artiști de muzică populară și... Da. Una dintre temele... Aș vrea să-mi dați un demn la replică al colegului de platou. Poate că dânsii n-au, sau așa au perceput campania asta electorală, poate că dânsii n-au avut ce să transmită populației României, că dacă tot se leagă de tema justiției, înseamnă că asta a fost singura temă. Nici nu mă miră că au avut alte teme, pentru că n-au avut ce să transmită. Noi am avut ce să transmitem. La ce chiar... vă referiți? Un program? Da, văd că aceeași, pentru dânsii, singura temă e tema justiției. Noi am anunțat în aceste 3 săptămâni și jumătate peste 28.200 de măsuri făcute în acești 2 ani de zile. 28.200, rețineți. Da, pentru dânsii sigur că sunt mai puține lucruri. Iar populația României, apropo de PNL, dacă
ca drept la replică, nu mă gândeam că să suntem în dezbatere replică, suntem într-o dezbatere, au văzut următoarele lucruri. Au văzut un Iohannis care n-a mai știut nici măcar răspunsul la întrebările pe care și le-a conceput, sau poate nu le-a conceput, s-a făcut de râs. A văzut un Iohannis care acum 2 ani de zile spunea de abuzurile din instanțele judecătorești și din justiție, le-am dat publice toate aceste spiciuri ale dânsului și ulterior și-a schimbat 180 de grade, adică acum 2 ani de zile și acum 4 ani de zile era pentru ca să nu mai fie abuz în justiție. Ați văzut ce s-a întâmplat după aceea. Ați văzut un Rareș Bogdan, care iată-i pe primul loc pe listă, care îi făcea praf pe toți liderii PNL, nu vrea să audă de dâns și îi făcea în toate felurile corupție așa mai departe și acum e primul pe listă. Și eu cred... Bine, n-ar fi primul jurnalist, cred, nu, care pășește da, în o gradă unui partid. Nu. Am avut respectul și am respectul pentru orice fel de jurnalist care pășește în politică și pentru eu cred că e foarte bine că face acest lucru. Numai că nu poți acum 2 ani de zile să înjuri liderii PNL pe Hava, să-l faci corupt și pe alții, după care să le cer voturi. Din cauza asta, o să vedeți că pe 26, inclusiv ați văzut ce a spus Căncescu și primarii PNL, că peste 800 de primari PNL au dosare penale, o să vedeți că inclusiv primarii PNL se vor întoarce împotriva acestor măsuri și acestor abuzuri, pentru că chestiunea asta că a te legat de justiție, când tu ai aceeași situație și când primarii PNL, ca și primarii PSD, sunt în continuare în pierderi de mandate pe incompatibilitate și conflict de interese. Și președintele tău al țării, care provine din PNL, nu susține, atacă aceste măsuri, sigur că va avea o repercusiune pe care o vor vedea PNL-ul și reprezentanții PNL-ului pe data de 26. Noi așteptăm cu mare neîngrijorare această zi de 26 ca să lămurim odată apele, că după data de 27 încolo, unii or să plângă și o să tacă, că nu mai vor putea să mai spună nimic, iar alții vor merge înainte. Lipsim fix un minut, un solo spot și revenim în dezbatere electorală. Rămâneți cu noi. În cazul problemei am revenit în dezbatere electorală. Alături de noi e domnul Cătălin Rădulescu, reprezentant PSD, și domnul Ciprian Ciucu, reprezentant PNL. V-am promis cuvântul înainte de pauză. Vedeți dumneavoastră, ceea ce spun eu este foarte ușor de verificat. PSD a gândit un sistem mafiotizat prin care să captureze statul de sus până jos. Și vreau să-l descriu foarte pe scurt. Că se spune că insistăm noi pe justiție. Dacă dânșii ar fi lăsat justiția în pace, ei au făcut o temă. Pentru că au atacat-o a doua zi după ce au preluat guvernarea și au ținut-o așa. Au slăbit DNA, au slăbit ANI, au slăbit toate aceste instituții care n-ar fi trebuit să ne dea pe mâna tâlharilor până la urmă. Și vreau ca să vă... și încântez foarte bine cuvintele. În momentul în care au făcut designul programului național PNDL-ului, da, de dezvoltare locală, care are două tranșe, l-au slăbit de măsuri de control. Da? Adică, chiar în ce sens? În sensul că domnul Dragnea spune foarte clar, vii cu două hârtii. O dată când cer banii și o dată când vii ca să vii cu factura. Nu putem interpreta și ca o debirocratizare? Lăsați-mă să termin ca să înțelegeți. Da? Orice fond european sau orice fond național trebuie să fie însoțit de măsuri de control. Adică cineva trebuie să ducă în vizită și să vadă dacă de fapt s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat lucrurile acelea pentru care au fost cerut banii. Acest program care a acumulat în ani și ani de zile miliarde de euro, da, a fost folosit și s-au alocat banii discreționari din PIX unor primari, absolut discreționar, fiind condiționați să lucreze cu firmele trimise de la partid. Recomand din tot sufletul ca după această pauză publicitară, scuzați-mă, după această emisiune, oamenii se ducă pe YouTube și să caute PNDL. Nu mai mult de atât. Da? Sau hoție din PNDL. Și o să vedeți tot sistemul mafiot gândit de sus în jos. Da? Atunci când tu nu ai niciun inspector care se ducă să vadă efectiv dacă acel drum a fost făcut sau nu a fost făcut și să facă măsurători că corespunde nu doar structura materialului, dar tot materialul pentru care s-a plătit există în acel drum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că te țin foarte mult în subdezvoltare, pentru că peste un an sau doi acel drum deja nu mai există. Și acesta este doar un exemplu. Deci au pus la cale un întreg sistem de sus până jos foarte bine gândit ca din banii românilor, din bani naționali, să ia și să-i bage în propriile lor buzunare. Deci tot mecanismul este premeditat. Și evident că DNA-ul, care este o instituție de control până la urmă, sau justiția,
care ar fi trebuit după aceea ca să-i urmărească, a fost destructurată. De ce? Ca să rămână și cu, și cu banii, să rămână și cu fără niciun fel de, de problemă. Da? De aceea s-au dus ca să destructureze justiția. Au avut un motiv foarte, foarte bun. Domnule Rădulescu, propriilor buzunare care s-au înfruptat ani și ani de zile din banii noștri, din banii românilor. De aceea este esențială tema. De aceea oamenii trebuie să vină să voteze la vot. Și acum ce vor să facă? Da? Vor să dea amnistie și grațiere și amnistie pentru ce? Ca ei să rămână cu banii. Nu mulțumesc, oameni buni, veniți la vot să le spunem că nu se poate. Domnul Rădulescu, vin la dumneavoastră. Eu sunt la 25-a emisiune și de obicei când... Electorală, în această perioadă. Așa. Sunt la peste 200 de emisiuni. Mă aștept ca de obicei colegii de platou să aibă experiență și expertiză. Când vorbesc prostii, sigur experiența că... Mea, cred că experiența dumneavoastră, n-aveți niciun fel de experiență. N-am experiență. Niciun. Ca și consilier local sunteți zero barat. Consilier local. Deci n-aveți niciun fel de experiență. A spus astăzi numai prostii și mă bucur că le spuneți în fața cetățenilor. Diferența între mine și dumneavoastră este că eu am scris astfel de programe pentru fonduri europene. Diferența e că eu v-am ascultat și dumneavoastră comentați. Eu v-am ascultat când a spus și prostii. Deci, în primul rând, habar n-aveți de ce înseamnă PNDL. Confundați PNDL-ul cu Fondul de Dezvoltare și Investiții. Asta este primul lucru. Vorbesc de primul lucru. Ați vorbit de PNDL. Da, deci PNDL. La PNDL a spus că se prezintă două, se prezintă un primar, se prezintă cu două documente. O prostie crasă, o minciună ordinară. Oamenii, deci acolo vedea... trebuie să ai studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, autorizație de construcție, care au toate avizele necesare. După care urmează o procedură de licitație publică. Sigur, și după ce există procedura de licitație, vedeți, domnule, habar n-are. După ce există această procedură de licitație publică, care este o licitație publică, da, există un reprezentant al primăriei, PNL, PSD, PMP, nu contează de la ce primărie, care controlează execuția lucrării conform proiectului. 1. 2. Știți ce n-am făcut noi și e bine că telespectatorii și... Am avut curajul ca să introduc, asta nu le convine, acum două săptămâni și acum o săptămână, 5 primari PNL în emisiuni directe. Și la DigiTV, și la Antena, și la B1 TV. Primari PNL din țară, care au spus așa: stimați colegi PNL, mințiți ordinar și noi nu vă mai dăm votul, noi primari PNL, pentru că noi am avut mai mult, am primit mai mulți bani decât anumiți primari PSD. Ion Argeș, de exemplu, 15 primari PSD nu au atâția bani cât au un primar PNL. Adică un primar PNL a primit 150 de miliarde. De ce au primit mai puțin ai mei și de ce au primit primarul PNL? Pentru că l-a fost mai destoinic, a știut că puteți depune proiecte, a depus proiecte și diferența între PSD și PNL a fost asta. Noi n-am ținut cont că e PNL, PSD, PMP. Cine a depus proiecte pe PNDL și a luat banii, pentru că cel mai important pentru noi a fost comunitățile, oamenii, nu partidele și nu primarii PNL. Deci tot ce a spus dânsul până acum, și văd că tot o întoarce, să-mi spună câți primari PNL sau PSD sunt pe fapte de corupție privind PNDL anchetați. Niciunul. Sunt pe tot, cu totul și cu totul alte fapte. Sunt pe conflict de interese. Nu există, pentru că aici lucrurile stau și stau matematic. Adică sunt controlate, supercontrolate. Ceea ce se referea dânsul probabil la Fondul de Dezvoltare și Investiții, unde ca să debirocratizăm toate elementele astea, iarăși poate să aplice orice fel de primar din orice fel de partid. Ei, prin hotărâre, într-adevăr, prin hotărârea de guvern care a fost săptămâna trecută, prin ordonanța de guvern, s-a spus că nu se mai dă, adică să eliminați și autorizația de construcție, se vine numai cu SF-ul. Mulți au ridicat din sprânceană la această... Foarte rău că au ridicat din sprânceană, pentru că noi ne dorim ca toate comunitățile, indiferent de ce primar este, să beneficieze de apă, de canalizare, de gaze, de drumuri. Nu trebuie să te... Adică cum ar fi? Ești la putere, tu trebuie să faci un inamic dintr-un primar PNL sau PMP sau din alta asta ca să nu să sufere comunitățile locale. Da, asta e teoria lor, nu e teoria noastră. Acest sistem a fost clilit în ani și ani de zile și reprezintă coloana vertebrală a puterii lui Dragnea. Pentru că el își ține practic politic primarii în mână, dând fonduri discreționare anumitor primari. Și pe PNL-uri, probabil. Da? Așa e, da. V-am ascultat. Da. V-am ascultat din respect pentru telespectator și pentru moderator. Uh-huh. Măcar dacă nu pentru mine, pentru telespectator, vă rog să mă ascultați. Și pentru medici, poate că sunt și medici, poate și pentru respectul pentru medicii la care vă duceți că sunteți bolnav. Deci, pe bune, asta e nivelul discuției? Nu, vă întreb, poate că și pentru respectul pentru medici, vă întreb, poate aveți și acest respect. Stați puțin, că nu puteți să faceți conexiune logică între ce vorbim acum. Vă întreb așa, dacă aveți... De ce să mă întrebați? Vorbiți aiurel. Deci, acest sistem, da, care înseamnă miliarde de euro, de fapt el ce face? Ia ziceți. Le spune primarilor: băi, nu vă mai duceți ca să depuneți bani, să nu mai gândiți proiecte
pentru comunitate care să fie finanțate din bani europeni, bani gratis, că mai ușor, aia trebuie să gândești niște proiecte care să aibă impact pentru comunitate, trebuie să facă diferența, trebuie să conteze, da? E mai ușor să veniți să luați bani de la noi, dacă ne ascultați pe noi, PSD, și veți face contracte cu firmele pe care le recomandăm noi. Dumnezeu, nu ați auzit ce ziceți, că poate vă dă oamenii judecată după aceea. E, și atunci ei ce fac? Implicit fac un rău structural de două ori țări. Unul, că slăbesc absorpția, pentru că primarii nu au capacitatea, nu-și dezvoltă capacitatea ca să atragă fondurile europene și până la urmă nici nu au capacitatea să cheltuiască și fondurile europene și fondurile naționale. Deci concurează efectiv fondurile europene nesustenabil pe termen lung. Doi, la mână nu-ți mai rămân bani pentru proiecte semnificative la nivel central. Da? Adică ai fi putut să finanțezi, ei ce fac? Împrăștie, mărunțesc fondurile, da, peste tot la comunități, pe fel și fel de proiecte care după aceea se întâmplă la o calitate execrabilă. Da? Bine, aici trebuie să recunosc, depinde foarte mult și calitatea primarului. Dacă primarul... Gospodarul... Exact. Este... Deci, dacă, și depinde foarte mult dacă acceptă firma de partid sau nu. Dacă nu acceptă și respectă normele de construcție, că avem și astfel de cazuri, atunci acele drumuri, de exemplu, sau infrastructuri care se creează din PNDL pot dura și sunt absolut în regulă. Dar dacă nu respectă și fac cu firma de partid, peste un an, doi, nu vor avea niciun fel de eficiență economică. Acest... Mă mir de lipsa de expertiză. Există, PNL, există acest mit. Ascultați-mă să vă spun ceva. Diferența între mine și dumneavoastră este că eu am lucrat primarii, pentru guvernul regiune. Deci, așa, dar nu știu pentru ce ați lucrat, habar n-aveți. Primarii, vedeți iarăși o lipsă de expertiză. Nu există așa ceva. Și râd primarii că se uită acum la televizor, inclusiv primarii dânsului. Dom'le, orice primar PNL, PSD sau de la alt partid a făcut proiecte pe fonduri europene. Toți au făcut pe fonduri europene. Numai că anumite proiecte pe fonduri europene, cum este de exemplu primăriile care au sub 2000 de locuitori, nu pot să aibă punctaj pe fonduri europene, că asta nu înțelege dânsul care vorbește mai mult. Cum comentați faptul că mai mult primăriile orașelor mari din vestul țării, spre exemplu, au fost performante la... Pentru că și-au depus proiecte pe fonduri europene. Foarte bine că au făcut lucrul ăsta. Dar eu vorbesc în general, adică exact ce spunea și dânsul acum. Deci contează foarte mult primarul, contează cât de gospodar e, cât de mult își dorește să depună proiecte, pentru că într-adevăr dacă depui proiecte, depui pe fonduri europene, cei sub 2000 de locuitori nu pot să depună pe fonduri europene, că n-au punctaj. Și atunci apa, canalizarea drumurilor pentru localitățile peste 50% din țară, vă mă refer la comune, care au sub 2000 de locuitori, n-aveau cum să depună pe fonduri europene și n-au depus pentru că n-au avut punctaj. Nu se încadrau. Și atunci s-au încadrat, au intrat pe fondul de dezvoltare și investiții. Au depus pe fondul de dezvoltare, s-a aprobat 2 proiecte, 3 proiecte, 1 proiect. Acum li se dă posibilitatea să depună pe fondul de dezvoltare și investiții. Pe fondul de dezvoltare și investiții este un împrumut. Nu se dă bani gratis. Asta înseamnă că statul le dă un împrumut cu 1% dobândă pe 20 de ani. Da? Ei iau acest împrumut și ce fac cu el? De exemplu, își fac gazele pe care nu puteau să le facă nici pe PNDL, nici pe fondurile europene. Fac gazele, fac iluminatul public, fac alte lucruri pe care nu puteau să le facă. Dar haideți să intrăm pe subiecte, că văd că sunt subiecte care nu... Ne întoarcem și la subiectele pregătite pentru ziua de astăzi. Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. În cazul problemei am revenit, dezbatere electorală. Vin la dumneavoastră, domnule Rădulescu, și am promis astăzi și telespectatorilor și dumneavoastră invitaților că vorbim puțin și despre fenomenul ăsta al migrației, pentru că Europa are o problemă cu fenomenul migrației, un fenomen recunoscut sau nu la nivel european, complicat de gestionat. Sigur, s-a discutat mult despre aspectele economice din spatele acestui fenomen, mai ales în Germania a fost o întreagă dezbatere. Sigur, România nu este neapărat o țintă pentru acest fenomen, dar în viitor nu se știe niciodată. Viața ne-a învățat că putem avea multe, multe surprize. V-ați poziționat destul de împotrivă, din ce știu eu, de-a lungul timpului, nu? Eu am condus timp de mulți ani de zile atât Comisia de Afaceri Europene a Parlamentului României, cât și Comisia de Transporturi și Infrastructură. Dacă vorbim de securitatea națională și modul cum privește România sau Partidul Social Democrat, că pe mine asta mă interesează din punct de vedere al securității noastre naționale integrate în securitatea europeană, pot să vă spun următoarele lucruri, foarte tranșante. Suntem cea mai, sau una din cele mai sigure țări din punct de vedere al securității granițelor. N-am avut niciodată niciun fel de problemă de terorism, de bombe, de ce s-a întâmplat prin alte țări, Doamne ajută, în continuare să fie la fel. Experții noștri din Poliția de Frontieră sunt experți cu o mare expertiză și sunt folosiți intracomunitar de către
Frontex în toate operațiunile și chiar ar fi bine să exporte din experiența lor în general în Comunitatea Europeană, pentru că sunt pregătiți ca să poată să securizeze orice fel de graniță. Bine, acolo știu că e o colaborare între mai multe structuri de securitate ale statului. Sunt foarte, foarte bine văzuți în cadrul acestor acțiuni intracomunitare. Pe de altă parte, eu când vorbesc, noi PSD-ul, când vorbim de securitate națională, vorbim de mai multe componente. Și vorbim de intrarea în spațiu Schengen versus MCV, vorbim de relația cu Statele Unite versus relația în Comunitatea Europeană, vorbim o relație la care ținem foarte mult, vorbim de ce înseamnă migrația, da? Și vorbim de cum trebuie să fie tratat un român ca și partener România în Comunitatea Europeană față de ceilalți oameni ca drepturi și libertăți. Și acum, ca să vi le spun pe rând, din punct de vedere al Schengenului, noi avem toate practicile din punct de vedere tehnic al soluțiilor tehnice făcute, deci toate capitolele sunt încheiate. Nu există niciun fel de motiv ca să nu fim integrați în spațiul Schengen. Singurul motiv este un motiv pueril politic și grav, zic eu. Știți cum facem? Vă întrerup pentru un singur spot și mă întorc la dumneavoastră. Dacă mai nevoie să rămân și eu să-mi spuneți. La dezbaterea electorală, domnule Rădulescu, așa deci cum am vorbit, politici de securitate. Vă spuneam că, din punct de vedere al intrării spațiului Schengen, nu există niciun fel de motiv, decât un motiv politic, grav, zic eu, și pueril, al olandezilor, de a pune mâna pe portul Constanța, pentru că sigur că îi deranjează cu atât cu intrarea în spațiul Schengen, portul Constanța va fi activ și atunci îi deranjează în profiturile pe care le fac porturile lor, ca să o spune tranșa în populației, să înțeleagă pe cine și cum trebuie să voteze pe data de 26, din punct de vedere al faptului cum trebuie tratați românii, și asta este important pentru cei care vor merge acolo pe data de 26, este că față de liberalii care s-au opus cererii ca să nu mai există dublu standard, și ați văzut că au fost la toate emisiunile și toată lumea a râs de aceste personaje, noi PSD-ul susținem foarte clar și cu tărie, și vă spun că europarlamentarii noștri vor merge acolo cu acest subiect. Nu dublu standard, pe niciun fel, nici pe medicamente, nici pe alimente, nici pe justiție, pe nimic. Deci este un fel de un singur standard, o singură justiție, dacă vor ei, un singur cod penal, un singur cod de procedură penală, ca să fiu elegant, peste tot, toată lumea trebuie tratată cu respect și românul trebuie tratat egal și cu respect peste tot așa cum sunt tratați ei. În țara noastră nu trebuie să intre decât alimente care să fie, n-ați văzut ce s-a întâmplat cu peștele zilele astea, care tot pește, 50% din peștele venit de afară este infestat și asta vor să mănânce românii, și românul trebuie să fie un singur standard. Nu acceptăm niciun fel de Europa cu dublă viteză. Iată că PNL-ul, acum mai nou USR-ul Plus și de curând care sunt în partea unde sunt ei, dar iată că USR Plus și cu domnul Ponta au afirmat că vor să meargă în ECR, adică spre domnul Macron cu două viteze. Românii trebuie să înțeleagă foarte clar că votând aceste partide merg spre această dorință ca România să fie într-o altă viteză, la și alții. Domnule, noi nu vrem asta. Vreau să vă întreb un lucru. Imediat vin și la dumneavoastră, domnul Ciucu. Vreau să vă întreb un lucru legat de dublu standard. S-a discutat foarte mult și înainte de campanie și mai ales în interiorul campaniei electorale. Haideți să ne oprim la asta, dublu standard la alimente. De multe ori am auzit comunicatorii partidului dumneavoastră vorbind despre faptul că românii mănâncă o travă, adică, mă rog, cunoaștem. Și demonstrăm în fiecare zi. Două secunde. Din punct de vedere tehnic, ce am înțeles eu, și să mă corectați dacă greșesc, dublu standard înseamnă așa, că avem un pate de ficat, da? Să zicem, de produs de o companie germană, exact. Da? Să luăm, și care are un anumit procent de, acolo, decât, așa, la noi... dar atenție, fac precizarea, dublu standard, nu s-a dovedit științific faptul că dacă unele procente sau rețeta ar fi modificate, sunt dăunătoare pentru sănătatea populației. Da, pentru că... Ce au spus specialiștii este faptul că, într-adevăr, este... înșelat consumatorul pentru că plătește un preț și primește caracteristici diferite ale acelui produs. Asta ne referim la detergenți și la alte produse din astea cosmetice. În ceea ce privesc produsele la care ne referim noi, la legume, fructe, produsele care sunt consumabile, nu este numai faptul că există diferențe, dar este diferență și calitativă. Și de cantitate, și de calitativă, și de compoziție. Și atunci noi avem această hotărâre și la care vă spun, n-abdicăm sub nicio formă. Deja am făcut o inițiativă legislativă pe care președintele a prezentat-o, prin care noi, pentru orice fel de dublu standard, 28 de produse până acum au fost depistate. 28 în două săptămâni de zile. Le vom afla cu nume, prenume? Sigur că da, cu nume, prenume. Azi a fost o conferință a
a președintelui ANPC-ului, care a spus, a prezentat aceste, pe acest fond cu peștele nenorocit, a prezentat cele 28 de produse. Mergem la domnul Ciucu. Să știți că mie e relativ greu să duc o discuție coerentă, vorbind despre 15-20 de teme într-o fracțiune este de timp și final de campanie, de 3 minute. Adică despre ce vorbim? Despre migrație, despre Schengen, despre MCV, despre dublu standard, despre pește. Adică nu știu, m-au auzit la baza Coni aici, nu știu cu care să încep ca să o demontez. Haideți să vedem cu migranții. Păi să luăm așa pe rând. Hai să luăm cu Schengen. Poate înțelegem despre ce e vorba. Am publicat vreo 4 rapoarte pe subiect, așa că sunt online. Pot fi accesate și cred că știu foarte bine despre ce vorbesc. În 2011 România cu Blaga premier, cu Vasile Blaga premier, a îndeplinit din punct de vedere tehnic condițiile pentru accede în zona euro. Scuzați-mă, Schengen. Era dreptul nostru. Adică PDL. Și fiind dreptul nostru, trebuia să intrăm în Schengen. Ce a însemnat asta? A însemnat să cheltuim aproape 1,2 miliarde de euro, 600 de milioane de euro, bani europeni pe care ni-au dat ca să ne pregătim. Să pregătim granițele, să punem scanere, să punem camere de supraveghere, să pregătim personalul, să opereze toată tehnica. Și să furați la EADS. Spune și asta. Și să furați la EADS un miliard. Că de asta nu mai spuneți când ați furat un miliard la EADS. Ce să vorbești? Păi dom'le, spuneți de EADS dacă spuneți. Ce s-a întâmplat cu EADS-ul? Haideți să lăsăm pe domnul Ciucu să răspundă. Păi dar nu puteți, pentru că nu vreți să fiți sincer, domnule. Spuneți ce s-a întâmplat cu EADS-ul când s-a furat pe securizarea frontierului. Păi vedeți că nu vă convine. Știm că nu vă convine. Nu știu, eu vreau să vă zic... Individ ești dumneata, nu vorbi cu mine cu individ. Haideți să păstrăm o linie. Și am făcut și un efort financiar propriu și am cheltuit și bani proprii pentru a accede în Schengen. În acel moment au existat suspiciuni, da, că dincolo de faptul că eram pregătiți din punct de vedere tehnic, iar rapoartele experților Cheval au demonstrat acest lucru, au fost rețineri în special la nivelul Germaniei și Franței că lupta anticorupție nu are efecte irreversibile. Asta era într-un martie 2011, după care și-au anunțat pozițiile în iulie, cred. Evident, nu există niciun fel de legătură formală între Schengen și MCV, dar au legat, pentru că în Consiliul JAI, de exemplu, este format din miniștri și de externe. Și chiar dacă formal... Da, nu exista niciun fel de legătură tehnică între cele două procese. Ei au ales să o facă această legătură politică. E incorrect din punctul nostru de vedere? Să ne gândim. Dacă ne gândim, de exemplu, că ești pregătit din punct de vedere tehnic, dar însă ai mafii care controlează granițele, care sunt dispuse ca să închidă aparatura, tocmai ca să poată să favorizeze trecerea frauduloasă a unor produse peste frontieră sau chiar traficul. Uitați-vă că s-a găsit de curând cocaină pe plajă. De ce? Aveai camere care să supravegheze, evident. Dar aparte pot fi oprite și pot fi repornite. Bun, pe acest climat de neîncredere, statele membre au dat semnalul că nu e bine să aplicăm, că ne vor respinge candidatura la Schengen. E, de atunci și până acum noi am avut, de fapt, 8 ani în care de câteva ori pe an, de 2 ori pe an cel puțin, puteai ca să te duci și să propui statelor membre să te primească în Schengen. Măcar dacă aveai, cum să zic, un pic de coerență, spuneai ok. Și partidul dumneavoastră a revenit periodic cu această... Păi, stai puțin, din 2012 am avut doar PSD, din câte știu eu, da? Nu, din 2012 ați avut USL, domnule, n-ați avut PSD, nici măcar istoria nu cunoașteți. Prima dată ați avut USL, Mă refer la premier. Da, deci e o decizie pe care o ia de obicei premierul cu președintele și cu ministrul de intern. Bun. De ce nu s-a adus niciun ministru? Pentru că niciun premier? Ponta, Cioloș... Ponta s-a dus, domnule, s-a dus și a spus că l-a convins... Barroso, n-ați văzut declarația de ieri, că Barroso... Nu, stați puțin, eu vorbesc foarte scurtă, pauză și... Să nu țină cu poporul român, să țină cu Băsescu și cu aia noastră, domnule. Pauză și revenim. Încerc ca să explic ca oamenii să înțeleagă că așa de spus... Spuneți de Ponta, Ponta declară singur, dumneavoastră, faceți că n-auziți. Un minut jumătate. Național TV, miezul problemei, am revenit în dezbatere electorală, subiectul Schengen, foarte important. Deci, ceea ce putea să facă fiecare guvern de atunci... era să se ducă și să pună pe masa Consiliului o nouă cerere, care putea să fie respinsă și plătea un cost politic, dar putea să fie și admisă. Dacă pica, putea să vină peste 6 luni iară.
și peste 6 luni iară. Să vină cu argumente. Mai ales că Consiliul și membrele, statele membre nu aveau argumente legale. Și dacă chiar erau mândri că erau români, că au fost atât timp la guvernare, duceau la Curtea Europeană de Justiție. Deci recunoașteți faptul că europenii și câștigau. Argumentația lor era un pic șubredă în din punct de vedere legal, da. Dar din punct de vedere, cunoscând foarte bine situația din România, evident că statul de drept a fost atacat de USL în 2012, este părerea mea și mă mențin. Evident că începând cu OUG 13, iarăși s-a aflat sub asalt. Și s-au pierdut momente importante în care partenerii noștri europeni și-au pierdut încrederea în noi. Evident că toate aceste monitorizări n-au demonstrat ceea ce ei de fapt cereau. Să ne ținem promisiunile pe care le-am făcut anterior momentului aderării la UE. Să ne reformăm cu adevărat justiția, să nu mai fie sub asalt, să fie independentă și legea să fie aceeași pentru fiecare om din țara asta. Asta înseamnă de fapt stat de drept. Fără ca noi să finalizăm ceea ce am promis, a rămas cu păcătosul cu acest păcătos de mecanism de cooperare și verificare pe justiție, că este de fapt o rușine. Cum comentați afirmația domnului Rădulescu, cum că în spatele acestui refuz repetat s-ar afla și interese economice ale unor jucători? Foarte simplu comentez. Știți de ce n-ar avea cum să concurezi? E un punct de vedere. Constanța, n-ai cum o să concureze Amsterdamul, adică e la mintea găinii. Până tu n-ai infrastructură, păi tu n-ai legată Constanța de Nădlac. Adică au venit ungurii cu autostradă fix până la Arad, iar noi n-am fost în stare ca în acești ani de zile să creăm o infrastructură care să lege portul Constanța de Europa. Păi, vă dați seama că nimeni nu vine prin Constanța, nu că e o graniță în plus la Nădlac, ci pur și simplu pentru că fac foarte mult timp de la Constanța. Știți cât se face de la Constanța până la Arad? Multe ore, sunt convins. Vă zic eu, se fac cel puțin 12-14 ore. Păi n-ai nicio fel de competitivitate economică. Ce planuri aveți? Promit să vă ofer spațiu echivalent. Păi nu, trebuie prima dată ca să demontez toate prostiile spuse, că n-am cum, că am sensibilitate la urechea stângă. Deci, în primul rând, dânsul vorbea de domnul Blaga. Domnul Blaga a fost incriminat în IADS, un dosar în care s-a închis. Vă amintiți că pe vremea când era Blaga ministru de interne pe securizarea acestor granițe și Băsescu președintele României, a fost acea faimoasă acțiune când au fost arestați toți directorii de vâmp care erau în subordinea domnului Blaga. E un semn de întrebare pe care dânsii trebuie să și-l pună. Justiția prin aranjamente între ei doi. Da? Dar o să avem o altă temă de discuție vis-a-vis de subiectul ăsta. Al doilea subiect. Vorbea de Comisia Europeană și de ce trebuie să facă Comisia Europeană. Vă repet și vă spun că reprezentanța Comisiei Europene n-a făcut altceva prin această doamnă Cristea decât să bârfească România și să transmită informații false în fiecare lună. Domnul Iohannis, care putea să facă inclusiv la Sibiu acest lucru și să roage europenii și pe cei care erau acolo prezenți la acest summit de mizerie, în care niciun reprezentant al PSD-ului n-a fost chemat, să ceară dânsul personal, că l-au ales românii, ca România să facă parte din Schengen, în afară de zâmbetul ăla și de schiat și de scris cărți, n-a făcut absolut nimic. Mai mult decât atâta, domnul președinte Iohannis, vă amintiți vreodată, apropo de securitate națională, de securitate energetică, că pe lângă ce spune dânsul mai există și securitate energetică și multe alte chestiuni pe care PSD-ul le dorește pentru țara asta. Pe securitate energetică l-ați auzit vreodată pe Iohannis că a certat-o pe doamna Merkel, pe șefa lui, că trebuie să opună relațiilor pe conducta Nord Stream pe care vrea să o facă cu rușii, pe apropierea asta care este cu Rusia, tocmai ca România să nu beneficieze de un tratament egal pe care l-au cerut și italieni și toate celelalte state. Niciodată n-a făcut domnul Iohannis acest lucru. Haideți la Schengen. Apoi ce planuri aveți în noul legislativ european pentru a debloca această chestiune? Noi avem următoarele chestiuni. Adică vă spun ce vor face europarlamentarii noștri. Nu ne interesează ce fac alții. Europarlamentarii noștri au următoarele teme. 1. Eliminarea dublului standard.
Nu mergem în niciun fel de niciun acord cu nimeni, cu Macron și cu alți șmecheri, pe niciun fel de Europa cu două viteze. Europa este una singură cu o singură viteză în care toate țările trebuie fie tratate la fel. Și ungurii, și românii, și cehii, și polonezii, și slovacii, și slovenii, și italienii și așa mai departe. Și eu cred că va fi un curent acum, după alegerile astea, un curent care se va opune acestor șmecheri, acestor țări, Germania, Franța, care au vrut să monopolizeze prin tot felul de mizerii comunitatea europeană. Și eu sper foarte mult în această chestiune. Pe de altă parte, europarlamentarii români vor merge cu o altă idee acolo, să se bate pentru o directivă în care toți lucrătorii multinaționalilor din toate țările, inclusiv în România, să aibă același salariu. Adică multinaționali astea șmechere care vin în România, nu își exportă profitul, adică își exportă profitul, niciodată nu plătesc taxe în România, vor plăti și în România, ca și în Germania, Franța și alte țări, același salariu. Păi sunt economii cu puteri diferite. Va fi o directivă, nu, care va fi vor efectul... merge pentru o... Sunt deja și demersuri făcute. Și ce s-ar întâmpla dacă sunt ar să... demersuri făcute în așa fel încât aceste multinaționale sunt demersuri făcute pe directiva europeană, s-a discutat și pe președinția României la Consiliul cu Uniunii Europene, ca să fie o directivă europeană cu un salariu, un singur salariu pe multinațional. Se poate impune asta în mediul privat? Se duce dracu și Renault. Așa a spus totdeauna, că pleacă toți, în afară de a vin la meeting-ul. Ai un mic avantaj competitiv. Și când am scăzut roborul, n-a plecat nimeni. Și când am băgat această directivă, această ordonanță 114, n-a plecat niciunul. Nu o să plece niciunul. Domnule, vezi să vă spun ceva. Domnule, să plece. Vezi să vă spun ceva. Pentru noi, cel mai important este poporul român și românii. Dacă vor să plece și nu acceptă condiția România, să se ducă. Dar noi nu acceptăm de acum încolo decât ca românul să fie tratat cu demnitate, românul să fie egal cu orice fel de cetățean din altă țară. Și eu rog românii ca să voteze pe 26, exact ăia pe care crede că o țin cu românii. Nu cei care vorbiți dumneavoastră că țineți cu străinătatea, cu europenii. Aveți o problemă că pleacă multinaționale. Asta e o problemă a dumneavoastră, că pleacă multinaționale din România. Ce caracter poți să ai tu când vorbești? Comunitatea Europeană îți dă, bagă miliarde bine de buget. Bine caut românii, că e ultima emisiune. Bine caut românii, deci asta că o să mă voteze curcile. După care vine cu genul ăsta de da, ținem cu românii noi, nu mai ținem cu nimeni decât cu românii. Discurs xenofob. Adică e bine ca europenii să-ți bage banii în buzunar, dar românul trebuie să fie tratat la fel. Sunt răi europenii că ne bagă banii în buzunar cu miliardele. Nu lăsați, domnule, că vin și iau bani de aici, folosesc forța de muncă și iau bani și nu plătesc niciun impozit. Nu plătesc niciun impozit. Domnul Rădulescu, dar vedeți posibil o astfel de inițiativă europeană să impună o privat. Bine că mă întrebați, deja se lucrează, dacă ar fi chemat-o pe Zoană, vă spuneam că deja s-a început această discuție, n-a cerut-o România, au cerut-o italienii, au cerut-o polonezii, ungurii, cehii, slovacii, au spus, domnule, dacă veniți, domnule, mă lăsați să spun și eu, dacă vin multinaționale în orice țară, e normal ca să existe un singur salariu, un salariu pe care aceste state, aceste multinaționale să-l plătească, adică dacă și italienilor, și cehilor, și românilor. 3.000 de euro în Germania să fie 3.000 de euro și multinaționale să plătească 3.000 de euro, da. Da, dacă va fi o directivă europeană, așa va fi. Pentru că, vă dați seama, ei, de ce vin aici? Ei vin aici că găsesc forță de muncă relativ calificată. Pe cum dracu? Pe normal, da? Că vă convine asta. Pe care o pe mai cum și să formează, românul să fie plătit pe doi bani. Formează și pentru că pot să aibă competitiv prețul de producție mai mic. Asta vă doriți, ca românul, da? Să fie să ei, efectiv plătând salarii. Am înțeles. După care, dacă tu le impui să dea acelea salarii la altă putere de cumpărare, da? Ce vor face? Vor pleca. Nu e nicio problemă, o să facă românii, domnule. O să facă românii, domnule. Da, am văzut, o să-i furați pe românii. O să facă românii afaceri, că până acum cu Iohannisa Dumitale i-ai distrus pe românii, oameni de afaceri, de-aia nu să vă voteze. I-ați băgat în pușcărie, i-ați băgat pentru evaziune fiscală, i-ați băgat pentru toate metodele care le-ați făcut. Ne întoarcem după o pauză, revenim rămâneți. Incredibil. De cum incredibil? Electorale la miezul problemei, am revenit. Domnule Ciucu, vin la dumneavoastră că v-am întrerupt înainte de pauză. Păi m-am certat și în pauză cu domnul Rădulescu aici și nu mai știu ce sunt opinii diferite. Sunt foarte mulți investitori și asta e o întrebare pentru amândoi și dacă domnul Ciucu va apuca să răspundă până la următoarea pauză, după care o să vă dau și dumneavoastră foarte cuvântul, investitori și români și străini care vin și vorbesc despre acest capitol, infrastructură, că vorbim despre autostrăzi, infrastructură feroviară, și tot ce înseamnă conceptul ăsta de infrastructură și spun că economia românească ar fi cu siguranță mult mai performantă dacă aici am stat mai bine și spun ar foarte fi... Direct. Nu trebuie să, da, în primul rând, nu trebuie să demonizăm companiile străine. În primul rând, sunt contributori la buget. Unde sunt contributori? Că nu plătesc niciun leu, domnule. Atunci când vin în țară,
Nu vin doar cu investiții, dar de ce atâția ani am așteptat ca să vină cu investiții? Da? Nu vin doar cu investiții, vin și cu proceduri, vin și cu know-how. Atunci, vă dați seama, hai să ne uităm puțin la Dacia. Da? Dacia care românească, în anii 90, n-a reușit să se retehnologizeze, n-a avut știința a face acest lucru, n-a avut piețe de desfacere în afară. A venit Renault, a retehnologizat linii întregi de producție și a început să vândă modele diferite de mașini, alimentând bugetul din care mai târziu cu toții am plătit salarii bugetarilor și pensii. De ce îl dați, domnule, pe Dacia care plătește impozite care sunt corecți? Dumneavoastră știți ce salariu la Dacia? Știți ce salariu are un muncitor la Dacia? Deci, în general... Spuneți, domnule, știți sau nu știți? Un salariu, un muncitor și un inginer? Nu dumneavoastră. Păi vedeți că nu știți. Păi Dacia, Renault dă cele mai mari salarii, domnule, la oameni, tratează pe oameni corect, plătesc impozite. Nu dați exemplu pe Renault. Vorbiți de multinaționale, hipermarketurile. Dumneavoastră vorbiți de străini. Eu am spus de cei care nu-și plătesc impozitele în țara noastră, domnule. Dați, domnule, numere de firme. Păi v-am spus, vă spun care? Spuneți, da, că nu e toate asigurările străine, toate băncile străine, ca să știu toate hipermarketurile e foarte străine. Ușor să acuz, dar să vii cu da, haideți să ne întoarcem. Hipermarketurile, asigurările, băncile. Nu categorii, da? Și, toți. Bun, revenim la infrastructură. Apropo de bănci, lăsați-mă să răspund pe bănci, da? Haideți să nu mergem la bănci, să rămânem la ideea asta de infrastructură. Mergem și acolo. Infrastructură, domnule, e jenant. Au trecut 30 de ani de la Revoluție și noi nu avem autostradă care să ne scoată și până lumea civilizată. Avem autostradă. Ia păi nu avem. București-Constanța, nu e autostradă? Nu, o autostradă care să ne lege noi. De Europa. Cum? Deva, da? Lugoș s-au deschis 3 tronsoane acum. Alaltă s-a deschis ultimul tronson la Deva Lugoș. Și avem autostradă până la Nădlac, de la București, nu? Nu, Sibiu Orăștie cunoașteți. Sibiu Orăștie cunoașteți, deci, că merg eu pe ea, că merg la dacă Cluj. Dacă ne uităm în procente... Nu știți. Știți că s-a semnat acum cu Marlin Brașov? Suntem în urma Albaniei. Spuneți, domne, că nu spuneți. În urma Albaniei, la suprafață de autostrăzi aportată la kilometri de autostrăzi aportată la suprafața țării. Craiova-Pitești, știți că s-a semnat, este a început absolut acolo. Genant. Centura Bacău, autostrada de Sibiu-Pitești, Sibiu-Pitești, domnule. Nu avem Iași. Spun, te eu pot știu, dar nu știu. Iașiul este izolat și de București și de vest. Hai să vă spun eu. Deci nu avem efectiv Moldova este aici este cel mai nou de care m-am ocupat și am condus în Parlamentul României. Sibiu-Pitești, hai să spun. Eu nu spun față de dânsul. Eu nu spun că n-a fost bine sau că nu era bine ca să avem autostrăzi. Era extraordinar de bine să avem autostrăzi. Dar dacă dânsul ați întrebat de ce nu avem autostrăzi, n-ar ști să spună. Pentru că noi am acceptat aceste... Pentru că ne spuneați că ați lucrat. Am avut bani europeni la dispoziție și ați fost în stare să-i cheltuiți. Nu e problemă că am avut. Am acceptat inclusiv ceea ce au cerut ei, procedurile lor europene. Printr-o procedură europeană, eu personal... Am atacat și am făcut comisie de anchetă pentru că pe o modernizare de CFR de 500 de kilometri au stat 2 ani de zile în contestații, domne, pe procedurile europene. 2 ani de zile în contestații, domne. De asta nu s-a făcut. Dumneavoastră știți că la Pitești-Sibiu s-a stat 4 ani de zile, dar știți că sunteți argeșan din cauza că 3 ONG-uri, dintre care una din Dublin, un individ, o persoană fizică din Dublin, a spus că 3 lilieci. Și ne-au ținut 3 ani de zile cu porcăria asta că 3 lilieci. Știți că ministrul Cucu a fost amenințat de cineva de la Comisia Europeană, care și public și a spus că dacă nu facem traseul ăla pentru urși, pasajul ăla pentru urși de 180 de milioane de euro, ne cerea și cât să plătim. Șmecherește la o firmă 180 de milioane de euro ca să facem un pasaj. Și ministrul a ieșit public și a spus... Este în care dumneavoastră interveniți și cereți dovezi. A ieșit ministrul Cuc săptămâna trecută, a spus foarte clar... Dar m-ați întrebat de... Și nemții, și spaniolii, și francezii, toți au aceeași reguli europene și polonezii. N-au alte reguli. Contează cum îți faci. Să vă spun eu, s-a semnat Pitești-Craiova, 2 tronsoane. Foarte scurt, deja, un solo spot deja, și mă întorc la dumneavoastră. Okay. Un solo spot. Național TV, miezul problemei, am revenit în dezbatere electorală. Domnule Rădulescu, v-am întrebat și în pauză și vă întreb și în direct. Dacă anumite proiecte de infrastructură nu au fost executate, nu cumva a fost pe undeva și vina statului că n-a pus clauze foarte clare în aceste contracte? A fost vina statului și vina noastră, dacă am reparat-o prin legislație, că am acceptat-o doamna legislație europeană, fără să adaptăm la legislația noastră românească. Am făcut legea blacklist-ului, acum putem să dăm afară orice fel de companie care nu respectă atribuțiile din contract. Am modificat modalitatea de a contesta și nu mai dăm posibilitatea să conteste decât în 50 de zile să se încheie toată procedura, nu 2 ani de zile cum se făcea până acum. Și iată, vă spun că în ultimele 3 luni de zile, ca să trebuie să audă telespectatorii și ei văd că merg pe acolo, s-au deschis cele 2 tronsoane Lugoș-Deva, s-au terminat, s-au dat în
în, ca să poată să circule pe ele. S-a semnat Pitești-Craiova, și văzut că s-a mers acolo, s-a făcut prima sapă Pitești-Craiova, două tronsoane. Pitești-Sibiu s-a judecat Boița Sibiu, Por, Societății Austrice Por și Pitești-Curtea de Argeș, care au fost contestate acum de un individ pe procedură de contestație. S-a dat drumul la centura Bacăului, deja se lucrează acolo și la Autostrada Nordului, iar pe parteneria public-privat, pentru că noi, văzând ce proceduri sunt pe acești bani europeni, am acceptat și o altă variantă, parteneriatul public-privat. Săptămâna trecută, așa cum știți, și doamna premier a anunțat, s-a semnat Comarnic Brașov. Da, taxa va fi pe parteneriat public-privat de la București la Brașov și pe bucata de, și până pe la bucată, București. Va fi de la București la Brașov. Că e pe nu, va fi de la București, pentru că intră în întreținere și Bucureștiul. Partea de la București până la Brașov va fi întreținerea lor. Execuția a fost făcută din alți bani. Execuția a fost făcută din alți bani, dar pe întreținere intră la ei. Și va fi o taxă care va fi negociată cu Guvernul României ca să fie sustenabilă. Am înțeles. Domnul Ciucă. Da. Un minut și jumătate. Emisiunile electorale sunt destul de fragmentate. Ideea care este, unde, mă întreb, unde ne va duce acest discurs anti-european? Străinii sunt răi, ne vor rău și așa mai departe. Către un ne va izola efectiv de partenerii de europeni cu care noi împreună am vrut să fim. Nu ne obliga nimeni. A fost o opțiune de țară pe care am luat-o acum 15 ani și mai bine. De fapt, în 2005 la Snagov se știe când s-a fost consens politic și am fost invitați pe mandatul lui Constantinescu, președintelui Constantinescu, să intrăm în 1999 să demarăm procedurile. Și acum începem să atacăm și să venim cu astfel de mesaje. Un proiect care, până la urmă, a fost un proiect care ne-a scăpat. Dacă ar fi să comparăm puțin ce s-a întâmplat după sau în timpul europenizării cu ce se întâmpla înainte, acel proces de reformă în care, practic, s-a devalizat statul, păi nu, mulțumesc, pentru că alternativa la Uniunea Europeană nu este alta decât comunitatea statelor. În ce sens s-a devalizat statul? Nu ne ducem aminte cum băncile cădeau pe capete în anii 90, nu ne ducem aminte cum companiile au fost jefuite pentru că nu exista lege care să le apere, nu ne ducem aminte de privatizări frauduloase și cum s-au făcut milionarii care astăzi ne dau lecții. Ne ducem aminte foarte bine. Și atunci alternativa la un astfel de stat este un stat de drept european. Dar dacă nu, dacă nu vom rămâne în Europa și dacă nu întărim statul, cealaltă opțiune este foarte simplă. Rusia împreună cu comunitatea statelor independente. Care nu este pentru mine opțiune și pentru generația mea. Adică categoric nu. Venim după o foarte scurtă pauză pentru ultimele minute din emisiune. Rămâneți cu noi. Ultimele minute din dezbaterea electorală de astăzi, ultimele trei, un minut jumate cu un minut jumate, ca să fim cinstiți. Oamenii trebuie să vină la vot duminică și să voteze da la referendum pentru ambele întrebări, două urne și poziția 5, Partidul Național Liberal, din motive cât se poate declara. Avem nevoie de sprijinul oamenilor, avem o listă foarte competentă de candidați, suntem partidul care este respectat în Europa în acest moment, în timp ce PSD este ținut la ușă, chiar atunci când avem președinția Uniunii Europene, nici măcar nu au fost invitați la Sibiu, de ai lor, de socialiști, el arde la fel. Mai mult atâta, cum arată acum sondajele, vom câștiga noi din Familia Populară Europeni alegerile și vom da viitorul președinte al Comisiei Europene. Și în acest context, singurul partid care este cu adevărat respectat în Europa este Partidul Național Liberal. Dacă poate să facă cineva ceva pentru România de la Bruxelles, atunci când PSD-ul este ținut la ușă de ai lor, de Timmermans ai lor, al lui, și al de la fel, atunci este Partidul Național Liberal. Lista noastră este puternică, avem europarlamentari care deja și-au probat experiența, este net superioară listei PSD, suntem singurul partid care poate să bată cu adevărat PSD-ul, dar avem nevoie de oameni. Ca asta să se întâmple, este esențial ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să veniți la vot duminică, să spuneți da la ambele întrebări și să dăm un semnal că de fapt România este o Românie europeană a statului de drept, în care nu se îndoie legea doar în beneficiu unora. Domnul Rădulescu. Românii nu mai votează de mult nici promisiuni electorale făcute de opoziția PNL, pentru că știu foarte bine că pe vremea lor, în afară de a tăia din pensii și salarii, de a închide școli și spitale, n-au făcut absolut nimic. Românii nu mai votează și nu vor merge la vot pentru
pentru gravitatea pe care a făcut-o USR-ul astăzi, când a trimis, a furat date electorale din CNP-urile oamenilor și a trimis către copii de 18 ani și rog pe toți tinerii de 18 ani să transmită aceste lucruri tuturor organizațiilor și tuturor oamenilor de care sunt și care trebuie să ocupe de aceste lucruri în toate județele din țară, românii vor vota oameni care au făcut lucruri. Românii vor vota oameni care au crescut salariile și pensiile, vor vota Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat a dat fermierilor ceea ce n-au dat în viața lor PNL-ul și opoziția. Partidul Social Democrat a făcut în toate categoriile, pentru toate categoriile sociale, absolut ce trebuia să facă. Românii pe 26 vor vota demnitate pentru români, nu un dublu standard, ci românii să fie tratați așa cum trebuie pentru, în fața fiecărui străin, și sunt convins că românii pe 26 vor da o mare lecție opoziției care a mințit tot timpul și n-a făcut nimic decât să ne critique, și vor da votul românilor și PSD-ului, adică PSD-ul, partidului PSD, care a făcut lucruri pentru ei. Mulțumesc mult pentru participare, domnule Cătălin Rădulescu, reprezentant PSD. Mulțumesc mult, domnule Ciprian Ciucuru, reprezentant PNL. Atât cu această campanie pentru europarlamentarele din 26 mai, să mergem la vot, să avem o imagine cât mai limpede din punct de vedere politic. Toate cele bune, să aveți un weekend liniștit. Numai bine!